Întreprinderea pe canal Chișinău are un nou director general, este vorba despre Irina Gutnic, de profesie jurist. Aceasta a fost prezentată angajaților de fostul director general al întreprinderii, Serghei Popovici. În perioada 2003-2006, Irina Gutnic a activat la Ministerul Muncii în calitate de specialist principal în cadrul Direcției Raporturi de Muncă. Ulterior a lucrat în cadrul Ministerului Economiei. Din 2014 până în 2017 a activat în cadrul Curții de Conturi. Din iulie 2017 a fost numită în funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor și director general adjunct al Agenției Naționale pentru soluționarea contestațiilor. Aceasta a fost însă revocată în luna februarie din funcția de director adjunct al ANSC printr-o hotărâre a Parlamentului. Precizăm că din 2019 și până în prezent, interimatul întreprinderii municipale Apă Canal a fost asigurat de Anatolie Lichi.